Bun găsit tuturor la horoscopul culorilor lunii iunie. Am fost întrebată în foarte multe mesaje ce se întâmplă cu canalul meu în limba engleză, Good Life Vibes, care nu mai postează de 2-3 săptămâni nimic. Și postează așa, știți cum, din când în când, pentru că în acest moment mă focusez 100% pe webinarul de pe 21 iunie, webinarul olimpian Soarele, Destinul și Ascensiunea Socială. Nu pot filma și pentru YouTube-ul în română și pentru YouTube-ul în engleză în timp ce pregătesc webinarul. Așa încât vă promit celor care sunteți în străinătate sau care aveți prieteni peste hotare și ați recomandat acest canal și vă mulțumesc că i-ați făcut promovare lui Good Life Vibes. După webinar, de la 1 iulie încolo, mă dedic mult mai mult canalului în limba engleză, evident, fără să aduc vreun prejudiciu canalului în limba română. Ideea este că în acest moment totuși se filmează, sunt implicată într-un challenge, o să vedeți peste 7 zile despre ce este vorba. Dar, vă zic, rulează mai încet. Acum ne ocupăm doar de videourile muzicale, de videourile care te stimulează, te încurajează, te motivează pozitiv în ceea ce faci. De la 1 iulie încolo vin cu subiecte noi, rubrici noi, idei noi pe canalul de limba engleză. Bun, am răspuns întrebării legate de Good Life Vibes. Și acum să vedem mai departe ce se întâmplă cu culorile acestei luni, ce zodii sunt stimulate de culori, ce zodii sunt ponderate de culori, cum să ne comportăm și cum să acționăm sprijiniți de cromatică. Berbecul își lucrează drumurile scurte și comunicarea destul de intens în luna iunie, așa încât culoarea care o să te ajute foarte mult va fi culoarea turcoaz sau ca piatră decorativă peruzeaua. Eu fiind berbec o să mă vedeți de multe ori în filmări purtând albastru turcoaz sau peruzele în luna iunie. Taurul trebuie să-și regleze asocierile, parteneriatele, comunicarea. Și atunci culorile care te vor ajuta foarte mult în această direcție vor fi verdele închis, albastrul și roșul închis, roșu sânge de taur. Gemenii au de rezolvat probleme cu autoritățile, cu tot ceea ce ține de masculinitate și relația cu tatăl. Și atunci culorile care te susțin în tot ceea ce faci tu în luna iunie sunt culori argintul ca metal, argintiul ca și culoare, perla sau culoarea albă. Toate acestea s-au purtate separat. Pot fi și bijuterii, pot fi și, de exemplu, hojă, da? Deci, vorbeam de turcoaz. Pot să porți un șervețel asupra ta sau un pix de culoarea indicată. Nu e neapărat nevoie să te îmbraci, să porți în fiecare zi culorile respective. Racul are de reglat niște chestiuni delicate financiare. Are de lucrat tema serviciului foarte mult, deci serviciu va aduce foarte multe provocări în luna iunie. Și atunci, ca să te susții în tot ceea ce faci, ca să te echilibrezi, ca să aduci o notă de energie suplimentară în toate acțiunile tale, îți recomand să porți verde, orice nuanță, dar mai bine ar fi să te orientezi nu spre verde fosforescent, apoi argintiu, piatra lunii, pentru cei care sunt curioși, piatra lunii este un activator foarte puternic al racului,
Dar singurul amendament, piatra lunii nu o purta, indiferent de zodia care ești sau dacă ești rac, nu o purta de lună plină și de lună nouă. Din ce motiv? Pentru că se încarcă foarte mult și te obosește și atunci ai să fii, nu ai să fii în foarte mare formă, ai să dormi, da, ai să ai vise profetice. Funcționează să porți piatra lunii dacă ești în vacanță și îți poți permite a doua zi să stai în pat să dormi 10 ore. Dar te va ajuta mult în luna iunie această piatra lunii. Se găsește în magazinele de bijuterii sau de pietre, că nu e o piatră scumpă, să știți. Apoi, leul. Leul lucrează tema familiei care se pare că trece printr-o criză sau printr-un conflict. Apoi, tema relațiilor, asocierilor, parteneriatelor și pe al treilea loc, dar este doar pentru că trebuie să le enumăr, nu că ca importanță. Toate cele trei elemente menționate sunt la fel de importante. Pe al treilea loc se află căsnicia sau relațiile de lungă durată. Deci lucrez mult tema lor în iunie și atunci ca să te susții ai nevoie de culori pastel. Deci orice culoare pastel e foarte bună, iar când te simți devitalizat, lipsit de energie, lipsit de chef de viață, poartă portocaliu sau galben în iunie. Fecioara. Fecioara are o poveste și o treabă cu băncile, cu actele, cu documentele. Apoi are nevoie de echilibru emoțional și să nu fii surprinsă dacă în luna iunie o să ai niște trăiri absolut fabuloase, o să ai niște viziuni foarte speciale, o să ai clar viziune, clar scriere, vei visa și se va întâmpla a doua zi. Și atunci culorile care te susțin foarte mult în ceea ce faci, vorbim aici de culorile închise. Negru, non-culoare, că negru nu e o culoare, albul și negru nu sunt culori, dar noi le spunem culori exact cum zicem soare și lună, planete, dar ele nu sunt planete. Deci negru, roșu închis, albastru închis. Balanța. Balanța lucrează tema relației cu străinătatea, tema poveștilor de iubire, tema călătoriilor pe distanțe lungi sau a studiului. Vei învăța ceva folositor în iunie. Și atunci culorile care te protejează sau elementele naturale sunt lemnul, orice formă de bijuterie din lemn, aurul, apoi culoarea albă, albastră și turcoazul. Scorpionul. Scorpionul se îndrăgostește sau lucrează tema iubirii, tema ascensiunii sociale, decizii importante, hotărâri importante în luna iunie, reorganizarea agendei și reorganizarea vieții. Și pentru susținerea pentru susținere avem nevoie, vă recomand, culoarea albastru închis, argintul, platina. Pentru cine își poate permite platină, tot ceea ce ține de sclipici, paietă, argintie. Deci argintiul vă ajută foarte mult. Săgetătorul. Săgetătorul va experimenta tema asocierilor, parteneriatelor, prietenii îți vor da niște lecții despre trădare, despre susținere, despre sprijin. Apoi tema studiului și tema călătoriilor. Și pentru a te bucura de susținere, îți recomand să porți roșu. Capricornul. Capricornul comunică, vorbește, are o lună agitată, face foarte multe lucruri și are nevoie să se odihnească din când în când. Și atunci, pentru susținerea fizică, deci noi nu vorbim aici că ai avea vreo problemă, ci pentru a da un boost de energie corpului care va alerga ca o albinuță din stânga în dreapta, îți recomand culorile teracotă, obiectele din piatră, din cristale, din bijuteriile, din orice ține de piatră, prețioasă sau semiprețioasă, poartele în luna iunie și lemnul.
Vărsătorul. Vărsătorul are o lună iunie care ține de asertivitate, de determinare, de ambiție, de curaj. Vei învăța să vorbești, vei învăța să comunici mai mult decât o faci de obicei. Și atunci culoarea care te va susține foarte mult va fi movul. Movul, orice nuanță dorești tu. Iar peștii au niște fluctuații financiare. Fie veți investi bani, fie cheltuiți niște bani, fie trebuie să dați un avans pentru o achiziție importantă. Și ca să fii susținut în luna iunie, din toate punctele de vedere, dacă ești pește, atunci îți recomand cu mare căldură să porți verde, să porți albastru, să porți indigo. Indigo e culoarea ta. Și în momentele în care te simți foarte căzut și obosit și apatic, mergi pe culoarea roșie, orice nuanță de roșu te va energiza foarte mult. Dragii mei, acestea sunt culorile lunii iunie. Vă mulțumesc foarte mult că mi-amintiți, pentru că uneori mai uit și eu să vorbesc despre culori și sunt persoane care îmi scriu pe YouTube. V-am zis, eu citesc întotdeauna pe YouTube ce îmi scrieți și mulțumesc că mi-amintiți culorile, Alexandra, culorile. Uite, să ne bucurăm de culori. Vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine și la alte filmări și dacă vreți să îmi susțineți activitatea, apăsați butonul subscribe. Vă îmbrățișez cu drag! Oh,